Ridicat în anii 40, în memoria celor căzuți în primul și al doilea război mondial, un monument de la Filipești de Pădure a devenit peste noapte celebru. Vulturul pus în vârful monumentului are montate și trei lămpi pentru iluminatul construcției, câte una pe fiecare aripă, iar a treia lampă este pusă în cioc. Monumentul a fost ridicat în perioada anilor 1942-43 de către un grup de inițiativă al veteranilor de la primul război mondial. Dorința lor a fost aceea de a se monta acest vultur pe monument. Eu sunt primar de 20-21 de ani aici în Filipești de Pădure, care s-au ridicat aceste probleme în Consiliul Local. Fiind declarat monument național, modificări ca să poți aduci la aceste beculețe. Ele aveau culorile tricolorului, așa a fost inițiativa celor de atunci, roșu, galben și albastru, culorile tricolorului. Ei nu au mai funcționat de ceva vreme. S-au ars becurile. Da, noi am pus altele, am făcut o nouă instalație în jurul acestui monument. Primarul spune că a mai avut discuții în Consiliul Local pe această temă. Probabil că vom discuta în Consiliul Local legat de acest lucru, dar trebuie să întrebăm și populația, probabil, de cei care mai trăiesc încă. Da, dumneavoastră, ce părere aveți de aceste becuri? Nu mi-au plăcut de la început, v-am zis, am avut aceste discuții în Consiliul Local, nici mie nu mi-au plăcut. Probabil că suntem unicat în Prahova sau în România. Localnicii mai în vârstă nu vor însă ca la monumentul lor să apară vreo modificare. Asta e monument din 1916. Și cu bătrânii, cu bunicii mei e morți, care avea cu 100 de ani, am eu 8 decenii și ceva. Și-au montat lămpile în cioc și pe aripi. Așa vrut ei la vremea respectivă să monteze. Cum vi se pare ideea? Ar trebui date jos sau păstrate? Păstrate. De ce? Păi, monument istoric. Avem un monument foarte interesant, foarte bun. Frumos. Vă place? Da. Păi și așa, lămpile acelea montate în cioc și pe aripi, vi se par normale? Păi ce are lămpile? Unde sunt montate? Nu e anormal sau nu are nimic? Nu are nimic, ce are lămpile? Dacă așa le-a plăcut, așa au făcut. Dar e normal? Păi, chiar dacă nu e, ce face, ce zic cu oamenii, fac ce cred șefii. Cine știa cui a fost ideea? Cine știa cui a fost ideea? Păi eu ce zic? Ar trebui date jos? Da, bineînțeles că da. 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 Până una alta, monumentul este declarat de interes național și nu se poate interveni. Poate de aceea nici autoritățile nu au schimbat becurile arse.